Hai, salut, eu săracu și bine v-am regăsit la un nou episod din Clash Royale, astăzi cu nimic special, un episod destul de casual, dar sper să se întâmple ceva special. Mai exact, fraților, astăzi am o super mega presimțire că îmi va pica o legendară și mai exact de unde o să-mi pice mie o legendară, pentru că aici am niște silver chest-uri și chestii, de aici, fraților, din clan chest. Am o super mega presimțire că în acest clan chest va fi o legendară și chiar dacă nu va fi, episodul ăsta tot va ajunge pe YouTube și mă voi face de rahat pentru că nu a picat o legendară, dar... De fapt, nu mă voi face de rahat, doar e o presimțire de-a mea, am o mega presimțire și tind să cred că îmi va pica o legendară, pentru că nu mi-a mai picat de mult o legendară în clan chest și nici măcar într-un orice alt chest, pentru că, după cum știți, au fost câteva chest opening-uri destul de mari de curând și nu mi-a picat absolut nimic. Au fost și pe live-uri, a fost și un video în care am deschis foarte multe chestii, un chest opening pentru care am strâns foarte, foarte mult timp și nu a picat nicio legendară, deci mă aștept ca dintr-unul din chesturile astea să pice măcar o legendară, bine, măcar o legendară, mai mult ca sigur o să-mi pice o singură legendară dacă va pica o legendară, dar întrebarea este dacă va pica. Ok, foarte multe epice din gold chest-uri și silver chest-uri și chestii. Ok, Valkyrie minions, totul bine, crown chest. Și în afară de chesturile astea mai am și un chest de la challenge. Ok, furnace. Furnace-ul v-am zis, mă interesează mai mult decât orice altceva, nu mă interesează nimic mai mult decât furnace, pentru că furnace-ul vreau să-l aduc cât mai repede la level 10, bine, mai am destul de mult, sunt undeva pe la jumate, pe la jumatea levelului 9, deci mai am foarte mult până să-l aduc la level 10, dar încet, încet ajungem și acolo. Bun, și vă ziceam eu de challenge-ul ăsta, nu mai știu, pro deck challenge. A fost cu deck-uri de la jucători pro și chestii și am reușit să fac 6 winner. Mi se pare că am reușit să fac și 7, n-am reușit să fac 7. Nu, cred că ăsta e maximul. Nu, la celălalt challenge știu sigur că am reușit să fac un gen... Nu contează, ideea e că aici am făcut 6, ăsta e maximul. Hai să dăm o până la asta să vedem dacă ne pică ceva. Nu cred că o să pice nimic special, pentru că sunt vreo 23 de cărți sau ceva de genul ăsta. Ok, ai spirit, o să pot să-l aduc cât de curând la level... 12, ceea ce e destul de bine, pentru că nu prea folosesc eu Ice Spirit-ul, dar dacă l-aș aduce la level 12, cred că aș putea să încep să-l folosesc. Și mai e un challenge. O să vedem când o să înceapă, probabil o să vină video. Nu știu exact, n-am mai făcut video de mult cu challenge-uri și chestii, dar nu știu, poate o să fac un video cu ăla dacă e interesant, pentru că văd că sunt niște reward-uri foarte mari. Uite, 10 epice, legendary chest, magical chest, giant chest. Ok, foarte tare, dar trebuie să faci 20 de win-uri ca să ajungi aici. Deci, mai vedem. Și acum, fraților, momentul pe care l-așteptăm cu toții, o să fie legendară sau nu? Să vedem dacă prezicerile mele mă enervează că încă n-au rezolvat textura cu gold chest, pentru că știți că înainte era clan chest și era texturat cum trebuie, acum e un gold chest normal și încă nu au rezolvat problema. Nu știu dacă e o problemă sau vor ei să lase așa, dar mă rog. Hai să trecem prin cărți. Barbarians, Inferno Tower, Collector, Zeppies, multe common și acum dacă min toate epicele, tot nu e o legendară. Holy shit, tot nu... Ah, shit. 2 P.E.K.K.A. Păi cât ghinion, frate, cu chesturile astea, cât ghinion, dar aveam, deci vă jur că m-am trezit de dimineață cu sentimentul ăsta că, frate, astăzi o să-mi pice o legendară. A, și aveam impresia că am 3 Lumberjack din 4, nu 2 din 4. A, deci oricum îmi făceam și speranțe că, sigur o să fie Lumberjack și o să-l aduc la level 3, dar nu, nici măcar nu e aproape de level 3, mai trebuie încă 2 legendare ca să pot să-l aduc la level 3. Dar da, fraților, hai să dăm un meci, presupun că asta vreți să vedeți, hai să vedem ce avem și în shop, pentru că asta e mereu ce vă seacă pe voi. O să luăm giganții și că pot să iau și racheta, pentru că e destul de versatilă și cam atât, pentru că rest mă interesează. Și Mega Minion, toți ziceți că e foarte bun și că e OP, poate trebuie doar să-l descoper eu, pentru că eu încă nu l-am descoperit ca fiind bun și OP. Pe mie nu-mi place Mega Minion mai deloc. Ok, bun, hai să dăm prima luptă. Mr. Lemons. Ok, ne batem contra domnului Mr. Lemons. E bine că am Ice Freeze-ul în mână, pentru că de obicei îmi place să încep cu Ice Freeze, deși când nu am Tornado în mână, de obicei el începe cu Hog sau ceva și se pare că nu. Am avut noroc. Ok, o să facem asta. După care o să facem asta. Ok, după care o să facem asta. Nice, și avem un push. Avem un mini push cu Lumberjack acolo cu... Da, nu mai avem niciun push, aveam un push la un moment dat cândva. Era frumos. Nu vreau să folosesc Elite Barbarians. Sincer, încă nu vreau să-i folosesc. Dar nu prea am ce altceva să... Ce altceva să dau jos, practic, ca să pot să-mi fac puțin cycle, pentru că vreau să pun din nou Ice Wiz-ul. Ok, păi atunci o să facem așa. Știu că nu e cea mai, e chiar cea mai proastă chestie pe care puteam să o fac, doar că vreau să fac cycle la cărți, pentru că probabil o să pună prințul în spate. Ah, ok, o să pun arcașele și după aia prințul. Dar
Prințul pe partea cealaltă, ok, la asta nu mă așteptam. Hai să-l oprim din charge, please. Ok, l-am oprit din charge măcar. Și scăpăm de gigant, relativ ok. După care are un super push de care trebuie să se ocupe. Bine, în timpul ăsta noi ne pierdem turnul pe partea cealaltă, dar m-ar tenta să zic că e ok, dar nu e, pentru că n-am dat destul damage pe turnul celălalt ca să merită să-mi pierd eu turnul. A fost un play destul de slăbuț acolo. Trebuia să pun și spre exemplu, dacă puneam furnace-ul în loc să dau zep-ul pe partea dreaptă, probabil ar fi ieșit cu totul altfel push-ul, pentru că s-ar fi dus fire spiritele direct pe minions și Elite Barbarians ar fi continuat să dea damage acolo și probabil îi luam și turnul cu ocazia asta. Hai să punem un ice freeze, nu e nimic pierdut momentan, dar care prințul ăla care mă enervează pe mine foarte mult, pentru că îmi dă de furcă mereu când vine vorba de push-urile mele cu Elite Barbarians în shit. O să pun arcașele, yep, mă așteptam la chestia asta. O lovitură de fiecare, nice, scăpăm și de gigant cât de repede putem. Și avem un super push acolo, nice. Hai să facem așa, nu, trebuia să am, o să pună Minions Horde, mai mult ca sigur o să pună Minions Horde. Nu știu unde. Ok, ok, am dat damage binișor pe ambele părți, ceea ce e ok. O să punem un Ice Wiz aici. O să dăm un Poison aici, pentru că da, de ce nu? Zi-mi te rog că scap de, ok, am scăpat de tot Minions Horde-ul. That's pretty nice. Ok. Bun, hai că n-a intrat prințul în charge, tot ce-mi doream, să nu intre prințul în charge. That fireball though. Ok, și s-ar putea să îmi iasă. Ia, una, două. Nu, nu trebuie, am dat și zap-ul. L-am dat extrem de prost, ups, da, chiar că ups. Greșeala mea. Bun, hai să vedem gigantul, nice. Gigant, după care trebuie să vină arcașele. Yep. Nu, come on, de ce au făcut target? Da, ați văzut și voi ce s-a întâmplat acolo. Ceva ce nu ar fi trebuit să se întâmple. Și hai să facem asta. Ok, nice. Să zicem că e oarecum nice ce s-a întâmplat acolo. Dăm și un zap ca să scăpăm complet de Minions Horde cu Ice Wiz plus zap. Lumber check. Ok, trebuie să vină arcașele. Nu știu exact unde o să vină, când o să vină. Ok, fireball. Nu mă așteptam la asta. Păi atunci facem așa. Și facem și așa pentru Minions Horde. Ah, ok, pentru prinț. Am înțeles. Nu e tocmai ce ar fi trebuit să se întâmple, dar e ok. Bun, pentru că dăm foarte mult damage, dar asta e ok. Nice. Ok, punem furnace aici, dar nu mai avem destul timp. Shit, oh, come on. Dacă aveam puțin mai mult timp. Și totuși. Ok, nu știu. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, probabil m-a lăsat sau ceva, pentru că putea, sigur avea ceva în mână cu care să facă counter, cu care să mai tragă încă 2 secunde de timp, pentru că 2 secunde atât mai trebuia să tragă de timp și ar fi, bine, ar fi fost egal, stai puțin că eram deja în overtime, ar fi fost egal dacă ar mai fi tras încă 2 secunde de timp, mă rog, aș vrea să mai încerc și alte deck-uri pentru că mi-ați zis și voi, adică cel puțin pe video, pentru că pe live-uri joc mereu cu deck-ul meu, aș putea să încerc niște deck-uri noi pentru video-uri, măcar, nu știu la ce să dau upgrade de aici, aș putea să dau la Mega Minion, deși nu prea îl folosesc și nu prea văd de ce să fac upgrade la el, aș putea, sunt o grămadă de deck-uri pe care mi le recomandați și majoritatea deck-urilor pe care mi le recomandați au Mega Minion. Uite, la Bats aș face upgrade pentru că pe ăștia mă văd folosindu-i, ups, am dat, nu contează. Și dăm 2 upgrade-uri, i-aș ducem la level 11, ok, și pot să aduc și săgețile la level 12, doar că mă costă enorm de mult, nu vreau, mi-ajung săgeți de 11, sunt perfecte pentru ce-mi trebuie mie. Și hai să dăm un battle cu deck-ul ăsta. E un deck super ciudat, e un deck cu pompă, nu prea, știți că nu sunt eu mare fan pompă, dar e un deck foarte distractiv cu totul și, mamă, level 12. Ok, să zicem că nu mă frustrează așa de tare pentru că nu am deck-ul meu main. Cu deck-ul meu main m-ar fi frustrat foarte tare să aibă level 12, pentru că știți și voi că am, mereu folosesc, upsic, ok, ceva de genul ăsta. Are sens. Pompez chestii, dar nu e ce ar trebui să fie. Nu spune că mi-l scoate. Oh, ok, a dat fireball pe... Am înțeles, e ok. Come on. Da, super. Du-te tu primul, n-avem nevoie de... Bine. Ok, și ce o să facă? Stai puțin. Ok, interesting. Bine, trebuia să dau zap, nu mi-am dat seama. Trebuia să dau zap ca să... shit. Da, trebuia să dau zap acolo. Ca să-l opresc din... ca să îi fac retarget. Nu, mă. Nici beții nu știu exact cum funcționează. E ciudat cu liliecea pentru mine.
Nu avem niciun spell puternic, deci nu putem să ne bazăm pe chestia asta, trebuie să-l spargem efectiv, pentru că nu prea avem ce altceva să facem. O să punem aici un Mega Minion. O să punem un Electrowiz chiar aici și acum. Nice, bun, am scăpat și de scheletuția pe care îi spawnase. Please, stop. Ok. Mamă, cât damage îmi iau. Bă, v-am zis, decul e fan. Decul e fan atâta timp cât reușești să te menții cu el. Ok, hai să facem așa. Nu știu ce splash are el. Am văzut că ultima dată a mers destul de bine. Nu prea a avut cum să reacționeze la treaba asta. Poate reușim și de data asta să facem exact același lucru, pentru că ar fi foarte, foarte tare. Ok, și bets. Mamă, cum dau bets. Cum dau bets, yo. Ok. Nu e tocmai bine cu minionii acolo. Nu prea avem noi chestii air și splash, știi? Asta ar fi, cred că, cea mai mare problemă. Splash-ul ne lipsește. O să dăm arrows aici și... Bam, ok. Și exact asta am făcut și prima dată și nu a mers tocmai bine, pentru că tot ne-am luat tone de damage ultima dată când am făcut chestia asta. Come on, come on, come on. Nice, bun, hai că am scăpat de Lumberjack. Și hai să vedem dacă reușim să mai rezistăm. Nu cred că avem șanse să îl batem sau ceva, dar cred că avem șanse să rezistăm, cel puțin. Ok, nice. Am dat o lovitură, asta înseamnă că pot să... Oh, nu, nu, de ce am făcut asta? Stai, că nu-i bine. Nu-i bine, nu-i bine, trebuia să mai aștept un pic. De fapt, hai că e ok, e super ok. Ok, și am pierdut turnul. Am pierdut turnul. Hai să vedem dacă reușim să îl dăm și noi jos. Eu zic că putem. Mai sunt 15 secunde și el nu prea are... Da. Da, nu prea are, nu prea are... Da. GG. Bă, fraților, v-am zis, e un deck foarte fan ăsta și vi-l recomand. Sincer vi-l recomand pentru challenger, pentru că e mult mai fun la challenger când toată lumea are același nivel, știi? Gen, nu pot să dau de deștea level 12, nu m-a bătut din cauza că avea level 12, m-a bătut pentru că avea un deck foarte bun contra deck-ului meu, pur și simplu. Nu cred că era nicio diferență dacă avea level 11 sau... La deck-ul ăsta nu prea contează, știi, diferența de level, cum contează la al meu, spre exemplu. Spre exemplu, dacă adversarul are level 12, în momentul ăla, furnace-ul meu e inutil, pentru că de obicei folosesc furnace-ul ca să dau damage pe inamic. Dar da, fraților, cam asta a fost cu episodul ăsta, destul de fail, destul de foarte fail, pentru că, v-am zis, speram la o legendară, chiar speram la o legendară și din păcate nu a picat. Dar da, fraților, cam asta a fost cu episodul ăsta, sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like, pentru că m-a ajutat foarte mult. Cam atât am de zis, eu am fost Racu și până data viitoare. Peace!